Ce făceai înainte de yoga? Analiză. Și cum te-a determinat asta să alegi un drum ca yoga? Stresul. Stresul pe care am implicat acest lucru cu acești copii și din dorința mea de a fi mai echilibrat în veșma lor și de a putea să fiu prezentă 100% și să nu mă conduc stări de bătrâncă, anxietate. Cum ai descoperit de programul? Da. Aici, cel cu stâlpul, da, cum o să vă cel din India l-am descoperit acolo, dar totul a început în România. Totul a început în România, când am găsit un anunț pe stâlp care promova yoga dincolo de filozofie și de religie. Și m-a tras acel anunț care numărul a primit la mână de acolo și am sunat și am mers și și apoi ce te-a determinat să mergi dincolo în India pentru a aprofunda? Pentru mine acest sistem a funcționat foarte bine. În sensul că am respirat, m-a ajutat deja să mă calmez, să fiu mai sigură bine și am vrut să aprofundez. Ce pot să fie din ce trebuie să mă gândesc. Ai povestit mai devreme că sistemul yoga te învață doar niște repere și că e important să-ți găsești libertatea ta. Poți să detaliezi puțin cu cuvintele tale ideea asta? Ce interesant! Ne, mi s-a pus un lucraj. Mi-ai zis că sunt doar niște repede. Asta este rigurozitățile programului. Ziceam că tot ce implică yoga, acea uniune cu tine însuți, e acolo doar ca să... Să scoate simțul din tine.